Steaua București s-a impus cu scorul de 2-0 în fața celor de la Ripensia Timișoara și urcă pe primul loc în Liga 2 după 5 etape disputate, având 13 puncte și un golaveraj superior celor de la Concordia Chiajna. Primul gol al partidei de astăzi a fost marcat de Florin Răzdan, care a înscris pentru prima oară pe noua arenă. Ne-am dorit mereu să fim în fruntea clasamentului, așa am zis de când am început campionatul, că vrem să ne ducem acolo sus. Suntem fericiți că după 5 etape suntem pe primul loc și sper să ținem tot așa. Ce înseamnă pentru tine, Florin, acest gol? A fost primul gol oficial pe terenul de acasă. Da, e cel mai important gol din cariera mea, pot să spun asta, pentru că când era Ghencea, templu vechi, să zic așa, eram copil de mingi, mereu am fost acasă aici și mă bucur că am reușit să marchez și primul gol în meci oficial. Îți poartă noroc ziua de naștere a lui Milan. Ai marcat în minutul 20 al reprizei a doua, la fel au fost și primele două goluri în deplasare, minutul 23 și în minutul 67. Mereu mi-am dorit să am o familie frumoasă, mă bucur că îmi poartă noroc data de naștere a băiatului meu și sper să o țin tot așa. Tabela a fost închisă de reușita lui Vasile Buhăiescu, care a ajuns la două goluri în acest sezon pentru Steaua. Lovitura de începere a partidei de astăzi a aparținut simbolic timișoreanului care a scris istorie pentru Steaua, Iosif Rotariu. Fostul mare jucător al echipei din Ghencea a fost încântat de primirea făcută de suporterii Stelei. Întotdeauna este o onoare să fiu aici în Ghencea. Am mai spus, Ghencea este casa fotbalului pentru mine. Cu toate că am casa în Timișoara, casa fotbalului este în Ghencea. Mă bucur și sunt onorat că am dat lovitura de începere în fața acestor suporteri minunat care din totdeauna m-au susținut, ne-au susținut pe noi. Am avut rezultate excepționale aici în Ghencea și întotdeauna vin cu mare plăcere. Ați evoluat și cu 10 și cu 11 aici? V-a rămas la suflet mai mult numărul 11? Păi am evoluat și cu 10 când am jucat Agi, cu 11. Și am jucat și cu 5 după ce a plecat Natu de la Stoica. Au fost ani excepționale, au fost ani de glorie ai mei. Steaua mi-a dat numere din fotbal, performanțe. Am, cred că, 9 sau 10 trofei câștigate aici în Ghencea. Cu aici am jucat și cu echipa națională. De fapt, în fotbal, Steaua, Ghencea înseamnă enorm de mult pentru mine. Chiar că dacă începutul fotbalului am avut la Timișoara, aici în Ghencea m-am consacrat. Și performanțele spun totul.